Fai de mine ce plati Tokyo și ce plată-i apa curbată 7% pe sferă și ce plate orașele cu curul în sus în lume care se învârtește și nu se vede nimic după curbă și spațiul care de fapt în filme apare cât de cât asemănător, dar nu același lucru și ai, știi de asta? Preotul ăsta din Vatican catolic în anii 20-30 în secolul trecut care cu Big Bang Theory și acolo vine toată chestia, știi chestia asta? Trebuie să le explici oamenilor, ca să vezi ce important este religia și Vaticanul și catolicii și Big Bang Theory și așa mai acolo început. De acolo început, se vede că soarele iese de după curbă. Nu! Faci zoom cu camera și numai în cauza că se mișcă soarele pe cer la o distanță mică, legea perspectivei, foarte simplu, arunci cu rachetele și rachetele să ciocnesc de ceva, să izbesc de ceva acolo în spațiu care e numai la 100 de kilometri. Oare ce-i chestia aia? Câți bani folosește NASA în fiecare an? Și ce primim din partea lor? Măcar dacă mi-ar da mie un 0,1%, fac video mai faine. Sau aș folosi banii ca să merg în Antarctica, deși n-am cum să mă duc în Antarctica, că mă duc mai la ghețarii aia cei mai aproape de Argentina sau de Noua Zeelandă, dar nu, asta e măcar, totuși faci ceva diferit, nu? $20,000, asta e lumea, nu suntem numai decât un experiment, cine știe cât sunt ca și noi în lumea, în lumile astea, nu lumi paralele, știi, ca și în filme. Da, oamenii vor să vadă că suntem special, creația divină specială în centrul universului, bă, dacă fiecare crede ce are chef. Am fost în spațiu. Normal, că vezi rachetele cum merg pe cer. Dar dintotdeauna fac chestia asta. Și îți spune Disney, Disneyland. Ai fost la Disneyland? Sunt sigur că da. Eu n-am fost, vezi? Și aici lângă noi, la Paris. Trebuia să mă duc mult. Puteam să mă duc mult. Trebuia să mă duc. Vezi, tu trebuia să mă motivez să mă duc la Disneyland și la tie parcurile de distracții. Soarele care se învârtește asupra. Când îl vezi mai mare, e lângă tine. Când îl vezi mai mic, la răsărit și la apus, mai ales la apus, e parte. Atunci, nu. Părea un disc plat cu capetele ridicate. Pământul văzut de către August Picard, asta a fost știință încă. După ce a venit la al doilea război mondial și toată lumea a zis că știința nu mai merită și gata. Am văzut curba Pământului deasupra, dar după aceea s-a făcut plată, după aceea s-a făcut curbă invers. Din cauza că studenții și ăștia care lucrează trimit camere cu efect ochi de pește. Dacă ar fi camerele normale, care să nu facă niciun fel de aiurel cu orizontul. Da, fiecare alege ce îi place mai mult pe lumea asta. Ăștia sateliți adevărați. Glob și Pământul cum nu se mișcă și merge globul și duce satelitul, ăsta e grafică pe computer. Pe computer, pe calculator. Și aici ușă mare. Eu mă uit la Gagic, la Gagici, dar te uiți și la ușa respectivă, mare poate să fie ușa, marile ușile astea, mă tot întreb de ce au fost create în stilul ăsta. Deci care-i până la urmă, care-i rostul, știi, să-ți amărăști viața în stilul ăsta, să te chinui să bați la ușă în stilul ăsta, pentru ce? Dacă vorbim despre oameni uriași, moderni și civilizați, dar în locurile astea, cum sunt deșerturile astea, în cazul ăsta din Pakistan și după acolo că nimeni nu vorbește, asta este rezultatul eroziunii apei și a vântului de-a lungul milioane de ani sau sunt chestii care s-au întâmplat recent, acum cu împietrirea și cu topirea și cu lucrurile resetării în ultimii câteva secole în lumea asta, ce sunt lucrurile? Sunt naturale sau sunt artificial create? Oamenii ăștia din picturile italiene, sunt câteva, suntem noi înconjurați de uriași sau e doar niște picturi aiurite din evul renașterii și gata, cine știe. Legea admiralității. În engleză e foarte ușor de să înțelegi. Totul ține de apă și de vapoare și legea admirală. Și no, chestia asta cu omul de paie și cu omul liber, aș putea să fac un canal mai despre chestia asta, dar e cam plictisitor să faci mai chestia asta, încearcă că treci mai încolo. Cine a lucrat pe vapor știe de lucrul ăsta. Vezi oceanul drept, apă plată, adică apă care nu se curbează și niciodată apa nu are forma curburii exterioare sferei. Întotdeauna este plată, adică în sensul că nu se curbează, cum este la construcții. De-aia spune nivelul apei, nivelul. Pui nivelul și ai acolo apă și trebuie să fie acolo, asta, aia de aer, cum zice, ninunia aia de aer dinăuntru cu oxigen. Bula aia e așa, nu am nimic cuvântul, că altfel nu stai tu în blocul în care se construiește. Ăsta, preotul catolic, să știi că a fost important acum 100 de ani,
Ăsta e în Rusia, Kola, numai 12 km au fost voie în 83, au venit KGB-ul, noi știm că doar noi, adică noi, noi ni s-au spus nouă, noi n-am trăit vremurile alea, cine l-a trăit. Vine KGB-ul, vin comuniști, spune, bă, așa a fost conversația în rusește, bă, și așa și ca și în română, bă, vrei să ajungi la pensie, da, domn tovarăș, că tovarăș și ca și în românia și în rusă, da, tovarăș, no, atunci taci din gură și nimic, a ciocul mic. Zice, da, tovarăș, dacă vreau să ajung la pensie, nu spun nimic despre chestia asta, și s-a oprit să nu mergi mai jos și nu. Oamenii te înjură când le arăți harta asta, dar tot dacă ești pierdut undeva în pădure sau în deșert, automat scoți busola, nu? Și busola, de fapt, e harta asta. Nu, în următoarea dată când ești pierdut, să înjuri prima dată busola. Așa înjuri toată lumea, știi? Înjuri toată harta și toată lumea care te înconjoară. Bun, apa în pahar, apa pe lac, apa în mare, apa în piscină, apa în la școală. Noroc că globurile sunt pentru uz decorativ. Și scrie pe limba engleză și în limba franceză și în germană, scrie pentru uz decorativ, nu pentru educație. Aici au niște insule foarte plate, pe apă plată, în lumea plată, acolo în Oceanul Pacific, este interzis să mergi în linie dreaptă ca să ajungi la ghețari. Și nu, așa cam lumea, trebuie să cumperi, trebuie să treci în orașele mari cu alea de pe cer albe. Decât să arzi banii, care oricum nu există, dar există, dă-mi linie, că eu le dau un uz mai bun. Copacii sequoia ăștia roșii, redwood, lemn roșu, care încă mai rezistă, mai trăiesc aici ca să trăiești ca la țară. Oamenii ăștia sunt culmea, știi, olandeze și ăștia din zonele astea scandinave și multe zone. Deci, acum vorbesc despre chestia asta că să trăiești într-o eco-village, știi, eco-sat. Păi dar la noi în România, mă, se trăiește așa de când au fost hău și pârău, adică e așa baba și moșul cu porcul și vedeai numai baligă și vedeai numai fără electricitate și case din astea și totul era manual și în grădină, adică înainte îți spunea, bă, țăran mai ești, și acum spunea, oh, eco-sat, eco, totul eco, totul pur, totul frumos, totul departe de oraș, dar nu asta au trăit tot neamul nostru de-a lungul timpului și ne zicea că suntem înapoiați și țărani. Hai de capul lor. No, în fine, nu se știe de unde vin râurile, nu se știe originea râurilor, pentru că și nici Ormusul, asta în Carpați, în munții Carpați, mă întreb dacă istoria aceea, povestea aia cu italianul ăla care a venit în 2003 de... s-a scuturat România atunci, că era să nu mai fie primită în NATO și să fie... izolată de lume din cauza Carpaților și tot că sunt acolo și nu. Ceaușescu știe că este asta, știi, s-au ascuns mult, nu, în fine. Nu se știe de unde vin râurile, nimeni nu explică ce se întâmplă pentru că nici nu-i voie să exploreze din interiorul pământului și oamenii cred că este asta. Deci, fie ce fac aici, ca să ridiculizeze harta care este așa cum am arătat cu lumile paralele și așa mai departe, spune, bă, vezi, suntem pe un glob foarte mare și atunci... De-aia vezi tu totul plat și drept în lumea asta, pentru că e așa mare globul ăsta, că suntem numai așa o pată mică acolo, o gropiță mică, o groapă mică și se învârtește globul în spațiu. Apoi, nu, dacă asta toată lumea acceptă, asta e. Vezi tu cum e chestia. Soarele, fiecare gaură, care este un experiment uman, numai că nu, la oamenii le place să fie centru atenției, are un soare care e electromagnetic și aceea ține... balta asta, balta topită, în rest e numai gheață, cum scrie pe harta aia din 1892, și soarele n-ajunge la gheață, e întuneric, beznă. Deci aici avem o baltă, dincolo avem o baltă, și mie mi-ar plăcea să sar din baltă în baltă. Poate că în cealaltă baltă sunt gagicile mai faine. Și cam atât. Sper că ți-a plăcut și dacă nu ți-a plăcut, să știi, 70% apă curbată. Și atât.